Bună seara, sunt Cristina Soare și începe o nouă ediție a emisiunii E Vremea Ta. În următoarele 10 minute aflăm noutăți despre vreme și vremuri fără nicio glumă. Spun asta pentru că pe 1 aprilie este, după cum știe toată lumea, ziua păcălelilor când se fac numeroase farse și glume. Originea acestei simpatice sărbători se pierde în negura timpului. În multe țări europene, încă din secolul al XVI-lea, în această zi oamenii se distrau păcălindu-se unii pe ceilalți. Dar fără nicio glumă, pe 1 aprilie 1880 a fost înființată Banca Națională a României și tot într-o zi de 1 aprilie, 41 de ani mai târziu, ziua a fost deschisă și opera română. Tot astăzi a fost și cea mai veche sărbătoare din calendarul mediului, Ziua Internațională a Păsărilor, care se celebrează pe 1 aprilie din anul 1906. Cu zborul lor, păsările i-au fascinat mereu pe oameni, ceea ce i-a făcut să inventeze avionul în secolul trecut. În emisiunea noastră de astăzi descoperim un loc de o frumusețe rară din România. Vedem că distracția poate fi prietenă bună cu protejarea mediului și desigur aflăm cum se anunță vremea pe termen scurt. Ploile sunt binevenite în general, dar aduc necazuri atunci când nu se mai termină. În statul american, California, mai multe alunecări de teren au blocat principala șosea de pe coastă după două săptămâni de precipitații abundente. Autoritățile nu pot preciza când se va putea relua circulația, pentru că ploile puternice vor continua și în următoarea perioadă. Țara Soarelui Răsare este și locul unde se aplică cele mai noi inovații din orice domeniu autoritățile nipone au decis să folosească biocombustibil obținut din plante pentru mijloacele de transport public, astfel încât acesta să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Autobuzele de pe șapte rute din centrul metropolei Tokyo circulă acum cu un combustibil special. 20% din acesta este biocombustibil, obținut din ulei vegetal și alge. Restul constă din ulei ușor. Deși biocombustibilul este ars, el nu emite dioxid de carbon, deoarece plantele absorb gazele rezultate în urma arderii, la fel cum se întâmplă în natură în procesul de fotosinteză. A sosit timpul pentru informațiile meteo ale ediției. În această noapte, în cea mai mare parte a țării, va ploua, iar punctiform în sud-est se pot strânge cantități mai importante de apă, 10-15 litri pe metru pătrat. La munte, pe creste, pot să apară precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări în regiunile sudice și la munte pe creste. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Mâine, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată în sudul și în sud-estul țării. Atmosfera va fi destul de mohorâtă, iar în jumătatea de nord a țării va ploa, Ploi, dar pe alocuri, vor apărea și în regiunile sudice, numai că aici vor fi averse iar perii restrânse pot fi însoțite de tunete și fulgere. Vântul va prezenta intensificări în regiunile sudice și în cele estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. În București în această noapte sunt anunțate averse, iar mâine vremea se anunță în continuare ușor instabilă, mai ales în a doua parte a zilei, vor fi averse însoțite de tunete și fulgere, iar vântul va sufla în general moderat. În aer vom avea 20 de grade. Vestea bună este că presiunea atmosferică va crește ușor. La munte Atmosfera se anunță mohorâtă, va ploa pe arii extinse, în zonele montane foarte înalte vor fi precipitații mixte și tot pe creste vântul va sufla mai tare. Iată, vom avea 4 grade în Ceahlău, 6 grade în Semenic, 8 grade în Sinaia și în Păltiniș și 10 grade în Poiana Brașov. În fiecare primăvară, timp de două săptămâni, în munții Orăștiei, raiul coboară pe pământ. Mii de ghiocei înfloresc simultan în poienițele de aici. La mai puțin de 60 de km de Deva, în munții Orăștiei, într-un loc aflat nu departe de fosta capitală a Daciei Sarmisegetuza Regia, ghioceii transformă magic locul. Timp de 3 săptămâni, mii de clopoței delicați înfloresc în același timp pe o suprafață de peste 10 hectare pe platoul vârtoapelor. Nu sunt chiar din cei obișnuiți, ci fac parte dintr-o specie periclitată chiar. Localnicii îi numesc ghiocei bogați, pentru că forma lor e rotunjoară. Seamănă mai mult cu lăcrămioarele și au florile dantelate, parcă. Există posibilitatea ca pământul să fie cald și dacă ninge la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii. Să lăsăm ghiocei acolo unde sunt, să nu-i rupem. De oricum, ca anul ăsta n-am prins niciodată atât de mulți. Covorul magic de flori albe va rezista în zonă pentru că iarna s-a întors acolo în ultimele zile. Drumul până pe platoul vârtoapelor nu este chiar ușor. Durează două ore și este nevoie de un ghid local, pentru că nu există un traseu marcat, tocmai din dorința de a ține la distanță turiștii necivilizați. Și dacă tot a venit luna aprilie, să aflăm ce ne rezervă astrele în zilele următoare. Urmează horoscop. Horoscop 25 martie. Bun găsit, dragii mei. Ei, e o perioadă foarte încărcată din punct de vedere astral. Berbec. Ei, când vorbeam de exaltarea, soare, lilit. În uh, leu, atenție la riscurile din carieră. Taurii trebuie să fie atenți, în primul rând, la sănătate. 2. La raporturile de muncă pe zona carierei, gemenii se vor uh, vedea într-o situație uh, nu foarte comodă, confortabilă. De ce? Pentru că, pe de-o parte, familia îi dorește alături, au de rezolvat, agitație, lucruri care țin de copii, de chestiuni. Racul se va bucura acum de o oareșcare a calmie, dar vor trebui să investească lei, vor gândi pasiunile în fel și chip. La unii aceste pasiuni se transformă în creație, la alții în aventuri sentimentale, și chiar de ce nu, se anunță un foc de paie. Fecioarele vor găsi acum calea către ceva nou. Ceva nou care ține mai degrabă de sănătate, de terapie, de cunoaștere, balanțele vor încerca să creeze o mezalianță alianță sentimentală la cele care au sortit sau sortită scorpion. Vom vedea de unde sare iepurele. De ce vom vedea? Pentru că ei încearcă să găsească noi filoane de relaționare, de colaborare cu cineva. Săgetătorii se vor focusa pe ceea ce înseamnă pași pe zona profesională. Vor încerca uh, să găsească noi surse de colaborare de venit. Capricornii vor fi temperați din punctul meu de vedere. Pentru perioada următoare se anunță. Uh, Provocări în zona socială și profesională. Vărsătorii nu stau foarte mult pe gânduri, tac și fac. Acțiunea este cei care, cea care o să-i pună într-o lumină cât mai favorabilă. Peștii, dragi de ei, vor încerca să reconecteze firul acela invizibil cu universul în așa fel încât să se întâlnească cu peștișorul de aur. Ca în fiecare an, străzile din Valencia au fost asaltate de păpușuriașe în cadrul festivalului FAIAS imensele păpuși numite ninoți sunt făcute din materiale care se pot recicla. Carton, lemn, hârtie, rumeguș sau ipsos. Aceste figurine sunt foarte realiste și prezintă de obicei scene satirice inspirate de evenimentele publice sau politice actuale. Războiul din Ucraina, Vladimir Putin și președintele chinez sunt personajele principale în alegoria războiului, dar și membrii monarhiei britanice, regina Elisabeta a II sau regele Charles al iii înfățișați în chip de faraoni. Au fost de asemenea un alt punct de atracție. Uriașele păpuși sunt arse în ultima ultima a festivalului Fayas, într-un uriaș foc de tabără, într-un ritual de îndepărtare a răului și se respectă astfel și o tradiție veche de secole, desfășurată în onoarea Sfântului Iosif, patronul dulgherilor. În California, ploaia nu aduce doar necazuri, ci zugrăvește și peisaje spectaculoase. Sunt Cristina Soare și vă las să vedeți imaginea zilei. O seară liniștită vă doresc. Pe mâine!